Bună ziua, prieteni columbofili, sunt Silviu și bine v-am regăsit la un episod filmat într-o zi, ba ploioasă, ba însorită. Nici eu nu mai știu, așa am găsit ceva portițe să mai filmez câte ceva pe aici, portițe mici de câteva minute. Nu s-au întâmplat foarte multe chestii în ultima perioadă aici, dar am trecut prin antrenamente cu puii, am trecut și printr-un zbor oficial cu puii care a avut loc ieri, pe o zi urâtă, cu vânt puternic din spate și în care am selectat ceva porumbei, femele, am băgat doar femele, masculii păsuiesc puțin. A venit bine, o femelă a venit cu viteză foarte mare, peste 1800 de metri pe minut, dar n-a reușit să intre. Am o problemă depistată, vedeți voi că așa le depistăm, și anume că pe la acoperiș pe acolo, pe la placa aia de plexi, picură apă și ei s-au obișnuit să lingă apa de acolo și în loc să intre, stau frate pe acoperiș, a intrat foarte greu, asta este. Bine că a venit, o să stea în memoria mea, ca și porumbel care a venit bine. A ieșit locul 15 secțiune la pui, dar trebuia să fie locul 1. În fine, în video ăsta este vorba despre câțiva porumbei pe care o să-i scot de acolo și o să-i pun spre vânzare. Pentru că o să mă axez pe porumbei de la Laobac pe viitor. Laobac cu Evaldensa din Hostebra, o linie de Jostone. Și ceva porumbei de Florengels de pe la regretatul Bandbo. Și o să scop porumbei de Wall of Race, pentru că nu cred că o să zbor cu puie în columbodromuri pe viitor și o să mă lipsesc de ei, să zic așa. Sunt porumbei verificați, sunt porumbei cu pedigree foarte bune, la prețuri acceptabile. O să vi prezint pe toți, o să vă uitați la ei, vă voi uita pe pedigree, sper să se vadă, că ba iese soarele, ba e nouă cum e acum. Și dacă sunteți interesați, îmi puteți scrie, îi pot trimite în România și de acolo, vezi voi, eu trebuie să mă duc în vacanța de vară, ori îi luați de la mine, ori dacă nu, îi trimit eu, să vedem noi cum facem, veniți voi și luați de la Târgu Frumos Iași, Războieni. Prețurile sunt acceptabile, uitați pe ele și dacă îi vreți pe toți, să vreți mai mult, mai găsim așa o reducere substanțială. V-am spus, sunt porumbei sănătoși, sunt porumbei buni, cu pedigree bune, verificați aici. Eu am majoritatea celor de la mine din crescătorie de aici, sunt din ăștia. Dar am perechea asta de la Laobac. Și cu ce am acolo, cred că o să mă duc în 10 cupluri, 20 de porumbei, ajung. Pentru că în partea cealaltă o să am nevoie de spațiu pentru femelele văduve de la anul. Vizionare plăcută și nu uitați să înscrieți, găsim modalitate de transport. Numai bine. 1364 Norvegia, 080 Clubul, 2021. Mascul, bază genetică One of Race. Frate bun cu locul 1 finală cu un bodrom internațional Brașov, finală de la pas de 50 de km. Constantin Puiu, 100%, ăsta reprodus de el și sora lui care a câștigat acolo în finală. Tatăl, porumbel de la Chicheanu plus Rusu, linia Cus Christians, o știți foarte bine, bănesc că cei din zona aia cunoașteți despre ce este vorba, o linie faimoasă veche. Și mama, o italiancă, la fel finalistă, cu rezultate bune la finală, cât și semifinală la un columbodrom Golden Pigeon, la Degeanu, Florin. Și porumbel de Italia, mama, la Giuseppe Patti, reprodusă de Giuseppe Patti din Italia, cred că și de acolo se trage calitatea asta de a zbura și de a face rezultate, rezistența la temperaturi ridicate, că vedeți voi, câteodată se întâmplă să fie foarte cald și la finalele astea. Deci puii au rezistență din ăsta, un porumbel echilibrat, lung, foarte puternic, 100 de euro plus transport, 10 euro transportul până la ea și de acolo vă descurcați voi, da? Pentru One Love Race. Ăsta este cel de la Constantin Puiu, 1364, să vedem, să-i dăm zoom frumos, vă uitați voi aici pe pedigree, tatălui e bunicul la 6 finală, poate 60 de km, 1 as, columbodrom Diamond Pigeon Race, 4-6 finală, deci porumbei care merg la concursul de-astea grele de pui, încă din anul nașterii, să zic așa.
Vedeți voi și aici, zbura și în campionat de Alex Diaconu, locul 18, Losice 1, din 9700 de porumbei, la 77 km. Aici avem un loc de 93 finală la Ferro. Și asta este la Pati Giuseppe, mama lui, la fel porumbel de One of Race. Și asta este bunica la 1 as, da, cred că au fost combinați în cuplul ăsta de aici, dar ea este locul 21 din 420 de porumbei. Cred că la semifinală, da, semifinala și finala 42 din 339 la Golden Pigeons. Pigeons. Da, baza asta este formată din porumbei de Italia, pe partea mamei și aici este linia lui Chicheanu plus Rusu. Christians, Gus Christians. Da, porumbel de One of Race. Și de ce nu și în campionat. 2782 2022, clubul meu, Danemarca. Un mascul, la fel, One of Race, reprodus din doi porumbei de la doi crescători care se ocupă de așa ceva. Ăsta este frate bun cu locul 4 finală la Morsu Cup, are cred că în 2 ani consecutivi, doi frați buni cu ăsta. A dat doi finaliști buni acolo, a adus Ove Bani, l-am de la Ove Jensen, un coleg de club. Tatăl lui este un porumbel de Anarden, cu rezultate în campionat, la fond, stau și porumbei de Barcelona acolo. Mama, porumbei de Venstra, cu ceva canibal acolo. O să ne uităm în pedigree și o să studiem. Am pedigriile originale, copii după originale ale părinților. Porumbel puternic, foarte frumos. Țină pârlit, a scos pui de iarnă. Am roșii ăștia de la mine din crescătorie, sunt de pe el. Și, era să-mi scăp. Asta n-a zburat niciodată afară. Foarte puternic. Și un pui de la Morsu Cup pe care l-am trimis este direct din el. Porumbel foarte frumos. 100 de euro plus transport. Foarte, foarte puternic și închis sub aripă. Piesă. 13-13-2021, clubul meu. Asta are 11 remigi primare în fiecare aripă. Câte 11 în fiecare. Și aruncă și pui. Am avut și pui, dar n-am avut decât într-una. Asta este soră bună cu mornul pe care l-ați văzut. Cutul l-a închis. La fel, tatăl bază Jan Arden, dar s-a aruncat porumbei ăștia de Venstra cu Van Dijk după cap așa. Și din asta am mulți pui scoși, rămași, n-are rost să mai țin. La fel, pentru corumbodrom, porumbei de 5-6 de kilometri, cred eu, dar, v-am spus, merg, se pretează la concursurile astea de pui. Asta e ușurică, mult mai ușurică, și la fel pieptul foarte, foarte bine dezvoltat, bombă de piept și uitați-l, moale de tot, foarte, foarte moale. Sporumbeții nu-ți închiși și a reprodus din ei mult, anul ăsta 3 serii s-au scos din ea. 100 de euro plus transport, v-am spus, sunt porumbei mei de One Love Race, să zic așa. Asta este pedigriul la mornul ăla, gutul ăla închis, puternic așa, și la guta aia deschisă, cu seria 13-13, aia cu 11 remigi în fiecare aripă. Dacă ne uităm aici la tată, vedem porumbei cu rezultate în campionat, la distanțe de 800, 920, 1084, 899 și mai departe, și porumbeii lor, baza genetică este porumbei de Arden, Jan Arden. Asta este de la Van Damme. Așa îl cheamă pe un Van Damme, nu Jean-Claude. Și sunt porumbei verificați în campionat. Dar respectivul zboară și masiv pe corumbodromuri. Să știți, asta este tatăl celor doi porumbei care sunt la vânzare. Și asta este mama, care este o porumbiță de Venstra.
Peter Venstra la bază și vedem și aici Branco, fiul din Branco și Canibal, fică din Canibal. Asta este Canibal aici. Deci sponobei pe care știm, Kleine Dirk, de acolo și culoarea. Vezi, unul s-a aruncat într-o parte, femeia s-a aruncat în partea asta a mamei și masculul s-a aruncat în partea tatălui. Da? Și sponobei verificați pe columbodromuri. 4092 de anul trecut, clubul meu, inelul meu. Asta este dată din... Este soră bună, soră de cuib cu argintea din video trecut, pe care am avut-o la București. Porumbel, da, din aceeași familie acolo, practic. Mama este femeia mea, care a fost locul 1 la Baden-Baden. Aici vorbim de un porumbel de lungă maraton, acum vorbim de 900-1000 de kilometri. Deci albastra aia este mama ei, locul 1 Baden-Baden, foarte mulți porumbei cu rezultate, păstrez la matcă. 3 femele, surori bune din linia asta. N-are o să mai țin și pe asta, ales asta e, nu-i verificată, doar la antrenamente anul trecut, luat-o cu mine din partea cealaltă și renunț la ea. O să țin, o să le țin pe alea 3 surori bune, are porumbițe cu as, cu rezultate verificate în ani, porumbițe 2019. La asta renunț, tatăl la fel, porumbel cu rezultate, cum am spus, pe aceeași. Sunt foarte mulți în pedigree și pe partea tatălui, dar e aceeași familie ca și a mamei. La bază, cum ar veni, mai sunt și alte linii acolo, porumbei verificați, dar ăștia merg pe lungă maraton. Porumbel chitit, compact, musculatură plină și asta e năpărită masiv pentru că am scos pui. Am foarte mulți pui acolo. Eu cam 3 serii de pui din asta. Am un compartimentul ăla acolo. 100 de euro plus transport. Aici avem pedigriul Gutei, soră bună cu argintia aia, că au fost 2 pui primiți. Vedeți? 4091-4092. Ăsta este pedigriul tatălui ei. Și, vedeți voi, tatăl i-a dat, deci Guta este solzată, este nepoată din porumbelul de bază lui Klaus. Porumbel 2003, care a dat multipli campioni la distanță lungă și porumbei as pe distanță lungă. Am eu mulți. De fapt, din ăsta se trag toți, din trestiul ăsta. Porumbel fantastic și ca zburător, bineînțeles. Și aici avem un chef de vildă de la Klaus Rasmussen. Eu cunosc porumbelul ăsta, l-am văzut acum mulți ani în urmă, l-am dat cu un prumut lui Ivan. Un roșu Chali, să zic așa, și mama la femeia asta lui 4092 este locul 1 Baden-Baden. O să primiți un pedigree complet la ea, bineînțeles. Mergem mai departe. 813-2021, clubul meu. Aici este ceva special. Asta este soră bună cu locul 1 finală. Mira, Portugalia, câștigător a 20.000 de euro, la fel, porumbel de columbodrom, trimis de 2 colegi de club de la mine. Asta are Gaston Van de Vover la bază și Jeff de Wilde, puțin pe acolo, prin spate. Asta e și bunica puiului care a venit ieri la mine aici cu peste 1.800 de metri minut. Asta este porumbel de explozie. Asta e nițel mai scumpă. Costă 200 de euro, oricum este sub prețul pieței, ca zic așa. Asta are potențial, sunt mult, mult mai mulți în pedigrie, o să ne uităm, mamă, toți acolo și frați care au dat bine pe concursurile astea, la concursurile astea de pui. Și numai și în campionat, ne uităm pe pedigrie și o să vedem. Un porumbel compact, foarte puternic, cu un piept masiv și foarte moale. Așa și astealte de le am eu în surorile astea 3. De fapt 2 din ele. Albastra este un pic diferită la corp, pentru că au Gaston, porumbei compacți și foarte, foarte rezistenți. Femelă 2021, v-am spus, soră bună cu în același an. Puteți să căutați pe internet. O să vă dau eu dacă aveți nevoie datele. Deci un frate bun cu ea, locul 1 finală,
acolo, în Bodrum, Mira, Portugalia. 2021. Asta este sora. Bună cu ăla. 200 de euro. Optul 3-ul, femeluța, soră bună cu locul 1 Mira, finală Mira Portugalia. Mama a fost locul 26, mama e 26 cu un Bodrum Morsul Cup în 2017. Vedem un Jeff de Wilde aici combinat cu Gaston Van de Vover. Linia asta o știu, o linie foarte bună. Femelele astea mele care merg, sorurile astea, au aceeași bază genetică. Usain Bolt, Junior Cos, toți ăștia. Deci cunosc linia asta, e foarte bună. Și aici avem ceva Jensen cu Torn, Luis Tabel. Sunt linii daneze, nu știu dacă ați auzit de ele, Floor Engels. Sporbei care merg. Asta a fost folosită ca și reproducătoare, mama ei. Și este soră bună cu loc 3 și 5 as la Danish Pigeon Race, acolo la NVL Cup. E sporbei, la fel aici. Mai avem aici un 2 Morsul Cup în 2015. Sunt foarte mulți porumbei. Azi este locul 2 în campionat, aici, în 2016. Numai rezultate la porumbelul ăsta. Un porumbel foarte, foarte bun, zic. 6-3-2, 2015, clubul din Fredericksound, 086, cumpărată la licitația finală de la regretatul Ben Po din Fredericksound. Mamă de loc 1, într-o pescătorie undeva prin sud, și la mine la fel, asta e mama locului 1 la Țevăn anul trecut, un pui trimis la 380 de kilometri. Ea este as, distanță medie, rezultate de top, venită și la catastrofa de Bremen din 2020, băgată la matcă atunci. Tatăl ei este cel mai bun reproducător pe care crescătorul Ben Bol a avut ever. Femeia l-a reprodus anul ăsta, 8 pui din ea, cred că am spus, 8 pui, da, 4 serii, dar o dau cu 100 de euro și un pui. O să vină și cu un pui, am un argintiu din seria a 3-a, n-are rost să-l mai țin, deci o să vină și puiul cu ea. Tatăl puiului este o combinație tot din ăștia de One of Race. O să ne uităm în pedigree, pentru că ăștia merg și pe Columbodrom, au fost borați în China, cred că și în Africa de Sud, o să vedem în pedigree. Deci asta este pe medie, as, rezultate de top, scoasă din Mr. Bow, porumbel fantastic, cu bază de Maria Van de Velde, Marina Van de Velde, pe partea tatălui, și undeva în spate, în spate, ceva tone, dar cred că tot porumbei importați de Marina Van de Velde, la baza porumbeilor ei stau jos tone. Și mama este 100% Flor Vervort, de la nepotul lui Flor Vervort, porumbel importat de acolo. 100 de euro, asta vine și cu un pui ca și garanție, dar am scos din ea, aveți voi, na, nu se știe, 100 de euro și venim și cu un pui. Bă, sper să vedeți ceva, eu am lumină puternică în față, reflectă, nu știu cât vedeți voi, nu pot să văd, e greu să văd. Femeia bătrână 2015, la Ben Bo, cumpărată la licitația finală, unde s-au vândut reproducătorii. Tatăl, Mr. Bo, porumbel cu foarte multe rezultate aici, cel mai bun porumbel ever. Este tatăl porumbelului din Africa de Sud, a fost trimis în 2011 în Africa de Sud, zburați acolo. Porumbei, mulți porumbei cu rezultate. Tuts, cred că ăsta e în Germania, și tată la un porumbel finalist în China. Ce a fost trimis în toată lumea din linia asta, în columbodromuri. Și Marina Van de Velde și Gert de Clerc, cred că așa se numește. Și vedem aici jos tune. Și asta dintre ultimii porumbei de Flor Engels ever, și sunt cumpărați de la nepotul lui Flor Engels, cei de aici, toți cu rezultate. Ea în sine are rezultate, femeia asta 632, și este mamă la, atât știu eu, de 2 loc 1, unul la mine în crescătorie. Am 3 fii buni cu ea la matcă, pe care o să-i păstrez, și în compartimentul de zbor la fel, fii și fiice. Deci mi-ajunge, da, o să trimit și un pui din ea ca și garanție.